Bună, dragi prieteni, și bine ați revenit la Happy Cafe! Astăzi, Andreea, care da, nu este aici cu noi, stă de vorbă cu actorul Andreas Petrescu la Teatrul Elisabeta și vorbesc foarte mult despre, nu doar despre actorie, mai mult despre parenting. Dar haideți să-i lăsăm pe cei doi să ne povestească mai. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit! Dacă a avut sau nu informații de culise, rămâne de văzut. Cert este că invitatul meu de astăzi mi-a făcut o mare bucurie. Hey. Da, serios. Amânam de ceva vreme o ieșire la teatru și iată-mă astăzi aici, pe scena Teatrului Elisabeta, îmbrăcată aproximativ prună, mă rog, și cu o lavalieră la vedere. Cum prună? Prună, adică e de bine. E o figură de stil. Nu e o culoare. Da, nu. Eu am crezut că e o nouă culoare. Zic, bă, știi că noi bărbații, când auzim încă o culoare, zic, mai e una, știi? Numai la roz aveți vreo patru. Eu n-am ajuns încă să te prezint. Mă lași, te rog, să-mi fac talentul aici. Corect, n-ai spus cine sunt și nu știe lumea, zic. Iată că sunt aici pe scena Teatrului Elisabeta, alături de actorul, comediantul, omul de televiziune, scenaristul, tăticul, Andreas Petrescu. Și bună, de data asta. A, cum zic? Da, cum poți să zici. Și mă ierți dacă am uitat vreo titulatură, nu ne-am văzut de câțiva ani. Mă rog, ne-am văzut așa mai sporadic. Dar uite, avem ocazia asta să recuperăm și să-mi povestești toate noutățile din viața ta. Tu știi că lumea te-a văzut la Extra Night Show și lumea știe că ne-am văzut acolo, că eram pe canapea. Ne-am văzut prea puține minute și totul era live, știi cum e, n-am apucat, exact. Pe ce poți de asta? Vreau pe să locul ce... 4, o Happy secundă, Channel, stai să văd ce e pe asta. Da, mă bucur să fiu pe Happy Channel, n-am mai fost de mult de câțiva ani și uite, am revenit aici, mulțumesc. Da, suntem pe scena Teatrului Elisabeta, aici în această seară, aproximativ o oră și jumătate, vom juca Boeing Boeing, un spectacol regia lui Puiu Șerban. Se joacă de vreo 12 ani, sper să nu greșesc, dar nu jucam eu la început. Păi jucau, nu erai foarte tânăr, cred că erai în școala generală atunci. Nu, nici la școală nu eram, că n-am făcut școala. Eu am sărit direct la facultate când îmi plăcea la școală. Jucau Aurelian Temișan și cu Bogdan Stanoievici. Uh-huh. Între timp, Temișan a ieșit din spectacol, nu m-a întrebat de ce, că nu știu, și Bogdan Stanoievici, din păcate, da, s-a stins. Și am rămas eu titular pe acest rol, care îmi dă bătăi de inimă mai mult ca orice alt spectacol. Apropo de roluri, pentru că țin să menționez, în general, mă gândesc că echipele de filmare pe care le întâlnești sunt interesate mai ales de zona artistică, da? De spectacolele, de emisiunile, de proiectele în care ești și implicat. Și pe tine nu te interesează deloc, simt. O să ajungem și acolo, just interesant, dar de la un punct încolo, da, până una alta, să știi că pe mine mai degrabă mă interesează să-l descoperim pe Andreas, tatălui Luca. Uh-huh. Un băiețel minunat de 8 ani pe care îl vedem pe social media. Nu de alta, dar la emisiunea la Happy Cafe avem o rubrică de parenting. Uh-huh. Și ce crezi? M-au desemnat pe mine responsabilă cu ea. Nu că aș fi o mama anului sau o vreo mămică perfectă, doar că colegii mei nu au copii. Așa că cumva concurența am fost singură pe loc. Sunt, dacă mă înțelegi, nu aveam cum să pierd. Foarte tare și... pe parenting. Mămica anului, n-ai cum să nu fii. Încerc să mă actualizez și eu, antrenamentul să citesc. Cu, da, atâția pui de cățel cât ai avut. Adevărat, încă i-am. Și apoi sunt bătrânei. Păi nu, când erau pui. Da, da, da. Și a fost greu. Da, a fost greu. După care ai făcut copiii, unul după celălalt. Și mai și muncești în timpul ăsta. Ce-a întâmplat? De aceea îți mulțumesc că ai avut timp de cât ai făcut timp pentru această emisiune. Și spune-ne cât de greu este să crești. Da, de fapt, interviul era cu mine. Asta zic. Da. Și dacă ne permiți să intrăm cumva, da, în intimitățile... Îți amintești că Luca la început chiar a făcut parte dintr-un promo Happy, era foarte mic, avea un an și jumătate, cred, sau doi ani. Și mai târziu am făcut și un interviu cu el, dar nu prea stătea pe lângă mine, avea doi ani și jumătate, cred, și tot alerga și nu reușeam să îl prind, să scoate și el două vorbe. Iar acum deja este mare, are 8 ani și joacă fotbal la Rapid și astăzi are meci. Practic, ai devolat deja prima mea întrebare, de fapt mi-ai și răspuns. Eu voiam să fac o introducere de asta așa un pic mai amplă. Am chestia asta cu pregătitul interviurilor. Hai, și voiam să zic că eu nu ți-am dat follow acum. Tu știi că nu-ți pe interes, da? Ți-am dat follow de mult și sunt la curent cu postările tale. Și eu chiar mă amuz copios la foarte multe din textele tale, care par așa, rupte din viață, din viața celor așezați cu picioarele pe pământ. Da, eram curioasă ce vârstă are Luca acum, dacă am făcut bine socoteala. 8. Și în ce etapă de provocări sunteți momentan? Pentru că sunt convinsă că nu se termină niciodată, nu? Nu se termină. Știi foarte bine cum e, dar cresc atât de repede și e senzația asta că nu reușesc să țin pasul cu el.
trec de etapa aceea când era foarte mic. Și bebelușala. Bebelușala. Când depinde poate mai mult de mamă? Nu, nu? Neapărat. Nu, în perioada aceea soția mea lucra de dimineață de vreme și până noaptea la 10-11 venea acasă și era foarte obosită. În timpul zilei eu stăteam mai mult cu el. Și pentru că trebuia să suplinesc anumite lucruri, la vremea aceea citeam foarte mult. Despre cum faci atunci când un copil se enervează, când un copil spune nu vreau. Da, da, da. Cum faci pe parenting-ul nou și nu pe cel perit vechi pe care, care am văzut noi? Vechi? Ala cu metode tradiționale? Erau mai puțin subtili părinții noștri, dar nu că au făcut rău. Atât știau ei și astea erau informațiile. Da, da, am vorbit cu doamna psiholog care mi-a zis la un moment dat, nu putem să-i condamnăm pentru că ei au făcut maximum din ce știau în secunda aia. Și tu poate faci puțin față de ce vor face copiii tăi. Corect. La vremea în care vor avea copii și vor avea mai multe informații. Și am văzut la un moment dat, am citit într-o carte, că, de exemplu, dacă un copil face o criză de nervi, un copil de 2-3 ani face o criză de nervi și nu vrea. Te rog, spune-mi că sunt acolo. Există două lucruri. Primul lucru, îl iei în brațe și îl ții la piept. Pare absurd. Primul lucru îți vine să-l cerți. Da. Cum să-l iau în brațe în secunda în care tocmai a făcut o tâmpenie sau spune că nu vrea. E într-o criză de nervi și un câine, de exemplu, nu poate fi dresat în timp ce se luptă cu al câine. Corect. El trebuie dus într-o stare de liniște, după care să le duci și să... Până acolo nici nu aude ce ai tu să-i exact. Spui. La fel și copilul când este în criză. Tu poți să ții la el, să-l trimiți în camera lui, poți să faci tot felul de lucruri. Va fi o pedeapsă, el nu va înțelege absolut nimic din asta. Dacă tu cauți ceva pentru viitorul lui, nu doar pentru liniștea din momentul așa, poți să urli liniște și în momentul ăla îi trimite liniște. Dacă tu îți iubești copilul și vrei să obții ceva pentru el, pentru mai târziu, atunci îl iei în brațe, îl ții 20 de secunde strâns la piept. Pentru că el se va relaxa în brațele părintelui, se înmoaie, iese din criză și abia atunci poți să-i spui ce te-a nemulțumit. Sau, dacă, am descoperit un lucru, de exemplu, tu îi spui, el îți spune ție, nu știe să vorbească poate, știi, ți-arată o mașinuță. Da, ți-arată, exact. Și tu îi spui nu, el se enervează, tu îi spui nu, el se enervează. În realitate, el nu se enervează pentru că nu-l lași. El se enervează pentru că el crede că tu n-ai înțeles ce vrea el. Și am descoperit o frază magică. Te rog, magică, sunt fix absolut. Acolo acum. Da. Fraza la mine a funcționat întotdeauna. Este, știu ce vrei, dar nu sunt de acord. Și se liniștește imediat pentru că lupta lui e să-ți explice ție ce vrea. El crede că tu n-ai înțeles ce vrea. Și insistă până insistă când... Insistă. Dacă tu îi spui, am înțeles. Îi dai semnalele că ai înțeles. Am înțeles, dar nu sunt de acord. Atunci el spune, ok, deci știi ce vreau. Bun, ne-am lămurit în sectorul ăsta, știi? Sunt toate, uite, de exemplu, când îți cerți copilul, el are senzația că nu-l mai iubești. Primul lucru pe care el îl gândește este că tu nu-l mai iubești și se teme că ți-a pierdut iubirea. Și el încearcă să facă tot ce poate să-ți recupereze iubirea, nu să-și repare greșeala. Și pentru educația lui iar nu înseamnă absolut nimic. Corect. Și atunci, soluția ar fi să-i spui, te iubesc foarte tare, însă sunt foarte supărat sau supărată pe tine în secunda asta. Da. Iar el nu va mai pierde vremea să-ți recupereze iubirea, pentru că știe că îl iubești în continuare, dar faptul că l-ai certat nu înseamnă că nu-l mai iubești. Și atunci își recuperează greșeala, nu iubirea ta, pentru care nu trebuie să o recuperezi, pentru că tu îl iubești. N-are niciun rost să lupte undeva unde e inutil, pentru că acolo... Dar el nu știe asta. Eu mi-aduc aminte, aveam 6 ani când... Eu tot pupam pe mama, și mama încercând să mă înțarce la un moment dat a zis, dar mai lasă-mă, nu mai pupa atâta toată ziua, stai și mă pup pe mine. Ea mi-a zis după aceea, încercam să te fac să fii mai băiat, mai bărbat, aveai deja 6 ani. Mai independent. Te-a luptat până la 6 ani? Nu, o pupam. Și okay. S-o pup. Nu, că ai zis că încercat. Încercat la modul ăsta. Nu, la modul ăsta. Nu, okay. Și cam împărui ei ca un copil. Na. Și m-am dus afară la ușă și acum ține și am plâns foarte mult. Și am fost convins că mama nu mă mai iubește. Am destul de frecvent discuțiile astea cu mama mea, care îmi explică că așa erau vremurile, că la fel am simțit de multe ori nevoia de reconfirmare și cu toate că, nu știu, în subconștient realizam că ei mă iubesc, că fac lucruri pentru mine și așa, nu prea se discutau chestiile astea, dacă ți-aduci aminte, atunci când am crescut noi. Adică simt acum asta simplă, te iubesc, era foarte rar rostită. Pentru că noi nu facem economie de cuvinte cu copiii noștri, nu? Te întreba cineva vreodată dacă vrei să mergi la mare? Nu, te puneau o mașină și mergeai la mare, adică nu exista. Nu erai factor de decizie. Nu ne consultam, tu te consulți acum cu fetița ta care e mai mare, bănuiesc. Nu? Adică măcar adevărat, îi spui, da. Te consulți. Știi cum e, între îi dau nu două opțiuni care îmi convin, dintre care ea se poate alege, corect. E o manipulare, dar în același timp
ea se simte importantă. Așa era atunci. Ok. Bun, asta, dar nevoia asta de reconfirmare o au și acum, cum au avut-o și atunci, cum am avut-o și noi la momentul respectiv. Asta nu s-a schimbat. Oamenii rămân identici. Metodele de educație sunt diferite.